Domnule Cămătaru, cum v-ați adaptat în echipa FRF, ținând cont de faptul că sunteți de puțin timp membru în Comisia Tehnică a Federației și cum și ce anume v-a determinat să faceți parte din această echipă? În primul rând, m-am adaptat foarte repede, nu era nevoie de o adaptare, pentru că am trăit în mediul ăsta și sunt obișnuit. Ce m-a determinat să fac parte din această echipă a fost faptul că fotbalul și ceea ce ai făcut sportul niciodată nu poți să stai departe de el. Cum i-ați regăsit în cadrul Federației Române de Fotbal pe foștii dumneavoastră colegi din marea echipă a Craiovei, pe domnul Țicleanu și pe domnul Giolgău și dacă v-a determinat și acest lucru să veniți? Da, și fost și ăsta un atu. Când am trăit mai mulți colegi, văd că e o atmosferă destul de frumoasă. Sperăm să vină și rezultatele, că de fapt toată lumea așteaptă aceste lucruri. Ați asistat la antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Muntenegru. Cum i-ați simțit pe tricolori? Cred că sunt foarte determinați pentru a face un rezultat bun mâine și eu cred că mâine echipa României va câștiga această partidă. Ați fost un mare atacant al României. Ce sfat le-ați dat jucătorilor de atac ai României înaintea duelului cu Muntenegru? Concentrare mai multă și toate oportunitățile care să o iubească, să putem să marcăm la acest meci care e foarte important. Mâine se decide în proporție de 100% șansele noastre pentru o eventuală calificare. Abonează-te la FRF TV pentru mai multe videoclipuri.